Potrivit calendarului aprobat prin hotărâre de guvern, perioada electorală pentru alegerile prezidențiale din acest an începe în această săptămână. Alegerile prezidențiale sunt programate pe data de 24 noiembrie, primul tur de scrutin, și pe 8 decembrie, turul al doilea. Din program menționăm că până cel mai târziu, la data de 5 octombrie, ora 24, se vor depune candidaturile la prezidențiale. Vor intra în cursa electorală reprezentanții ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, dar și candidați independenți. Pe data de 25 octombrie începe campania electorală. Pe 23 noiembrie, ora 7, se încheie campania electorală. Pe 22 noiembrie, ora 12, începe votarea în diaspora, iar la ora 21 se încheie. Pe 23 noiembrie, ora 7, a doua zi a votării în străinătate, până la ora 21. Pe 24 noiembrie, ora 7, românii sunt chemați la urne să-și aleagă președintele. Votarea se încheie la ora 21. Pentru al doilea tur de scrutin, cel mai târziu la data de 29 noiembrie, va fi adusă la cunoștința publică numele celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin. Pe 29 noiembrie începe campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, pe 7 decembrie ora 7 dimineața se încheie campania electorală, pe 6 decembrie ora 12 începe votarea în diaspora și se încheie la ora 21, pe 7 decembrie ora 7, a doua zi de votare în diaspora, până la ora 21. În țară, românii se pot prezenta la urne pe 8 decembrie. Votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21.